Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare și din pasajul care l-a citit fratele Aurel voi reciti câteva versete din același Luca 1 și anume vom reciti versetul 76 în continuare. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc a celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită mare îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întuneric și umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui, înaintea lui Israel. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Am primit cu bucurie invitația fratelui Cristi de a fi alături de bucuria lui, a acestor familii și a întregii biserici. Și pentru că suntem încă la început de an, an 2017, vă fac o orare și doresc ca în anul acesta care am intrat, pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și Dumnezeu să împlinească toate planurile bune pe care le aveți făcute. Când intram în casa de rugăciune, fratele Aurel citea cuvântul acesta și eu am înțeles că ăsta e textul pentru seara asta. Am stat aici pe scaun și m-am rugat Domnului, Doamne, dă-mi câteva gânduri să fac o predică repede de aici, care să și potrivească cu slujba de binecuvântare de copii. Și am primit câteva gânduri aici de la Dumnezeu, care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră, spun eu în scurte cuvinte, pentru că în spatele meu las pe fratele Vasile, un om cu mai multă experiență. Eu am experiența ceva din experiența lui Zaharia și a lui Elisabeta, nu chiar în ce privește umplerea cu Duhul Sfânt și trăirea neprihănirii, dar experiența a 12 ani de căsătorie când n-am avut copii. Deși mi-am dorit, m-am rugat și într-un final Domnul s-a îndurat și după aproape 13 ani Dumnezeu a făcut să răsară soarele și pe uliță la mine. Și mi-a dăruit mai mulți copii și nu am experiența de socru. N-am căsătorit pe nimeni, că-s tineri copiii. Nu știu cum să ai gineri, cum să ai norori. Deci nu știu cum să ai gineri și norori de la bibolărie, deci nu vreau să mă gândesc la asta. Nu știu cum e să fii bunic și să te pui în mintea nepoților. Că ei au 100 de întrebări și ții extrem multă răbdare. Probabil că fratele Vasile va împărtăși ceva din experiența aceasta. Eu am rămas la cuvântul citit din respect pentru Evanghelie și s-a citit despre un om, cel mai mare proroc născut din femeie, declarație făcută de însăși Domnul Iisus. S-a citit aici despre Ioan Botezătorul, un om deosebit, cu totul deosebit, un ascet cu desăvârșire, o autoritate religioasă din vremea aceea, un om de acțiune care a reușit în jumătate de ani să tulbure cu ghilimele toată națiunea lui Israel. Pentru că oamenii din Israel, la un moment dat, au ieșit din state, din cetăți, alergau în locuri pustii, la Betabara, unde propovăduia pocăința Ioan Botezătorul și erau botezați, își mărturiseau păcatele. Omul ăsta a făcut o revoluție în Israel. Și gândindu-mă la el, e normal să mă gândesc un pic la rădăcinile lui. Pentru că aici, în centru atenție, era tatălui Ioan Botezătorul. Era Zaharia. Și dacă dăm o foaie înapoi, ni-i prezentat în Scriptură, ni-i prezentați părinții lui Ioan Botezătorul. Și despre ei Biblia spune că Zaharia și Elisabeta erau doi oameni neprihăniți, care păzeau fără pată rânduielile și poruncile lui Dumnezeu. Gândul care l-am din seara aceasta pentru dumneavoastră, pentru că suntem la binecuvântare de copii, este acela de a fi un model noi ca părinți, un exemplu pentru copiii noștri. Și uitându-mă la oamenii aceștia, uitându-mă la Zaharia, am văzut că el este un model numai în educație, dar este un model prin trăirea lui.
Știți că noi ca și părinți putem prin trăirea noastră să aducem în casă binecuvântarea sau, de ce nu, să aducem în casa noastră blestem. Noi ne dorim copiii noștri să fie cineva, dar cred că în primul rând noi ca și părinți, ca și tată, ca și mamă, trebuie să fim un exemplu pentru copiii noștri. Doamne ajută-ne! Mie îmi plac exemple din Sfânta Scriptură, am amintit de ele, poate și la dumneavoastră, poate și în altă parte, exemple bune. De acel Iosif, care în momentul când bătrânul Iacov, tatăl său, era gata să îl binecuvinteze pe Efraim și Manase, Iosif face un gest care va rămâne imprimat în memoria copiilor săi. La un moment dat îndepărtează pe copiii săi de genunchii tatălui său și se aruncă cu fața la pământ înaintea tatălui său, înaintea lui Iacov. Și eu cred că imaginea asta, acțiunea, gestul acesta, i-a marcat pe Efraim și Manase pentru toată viața. Au înțeles că părinții trebuie respectați și că eu îl voi respecta pe tata și voi respecta-o pe mama așa cum și tatăl meu o făcea la rândul lui. Am făcut o dată afirmație în adunare la noi, timp în care tatăl meu încă era în viață pe ultima bancă și am spus să dea Dumnezeu copiii mei să asculte de mine cum am ascultat eu de tata și de mama. Și pot să spun fără teamă lucrul acesta. Nu-mi doresc mai mult. Am și eu aici o fată și un băiat, au vrut să vină cu mine. Ei mă aud. Să asculte de mine cum am ascultat eu de mama și de tata. De aceea, dragi părinți, fiți voi însă și un model. Copiii noștri să învețe ceva bun de la noi. Pentru că ce învață în anii fragezi ai copilărie, ei vor practica toată viața. Doamne ajută-ne! Mă gândeam la Recab. Nu știu cum a știut omul ăsta să se duce copiii, dar la încercarea prin care trece Ioanadab, fiul lui Recab, iese biruitor. Când însăși marele proroc Ieremia îl întâlnește pe ulițele Ierusalimului, îl ia pe Ioanadab, îl duce în templu, îl duce într-o chilie, îi toarnă vin și spune, bea vin. Vă dați seama de ispita mare prin care trecea omul acesta? Și Ioanadab, fiul lui Recab, spune, nu. Tatăl nostru ne-a spus să nu bem vin. Și noi ascultăm de Tatăl nostru, lucru care îl bucură pe Dumnezeu. Și Ieremia are o prorocie. Vedeți, fiul lui Recab ascultă de tatăl său. Evreii, de cine ascultă de mine? Aș dori ca toate mamele și toți tații de aici de la Bivolărie să fie un exemplu demn de urmat. Amin? Pentru că dincolo de vorba noastră, de legile noastre, de poruncile noastre, îi trăirea noastră. Și am mai spus eu la noi, a venit odată un frate și mi-a spus, frate Dragoș, îl pui pe băiețelul meu să spună un psalm, o poezie. Și eu zic, măi, dar o știe, o învățat, îi place să învețe, îi place, nu îi place. Eu i-am spus, dacă nu spui, uite cureaua. Și el trebuie să spună poezii, frate Dragoș. Și l-am întrebat, mai ai cureaua aceea, mă? Da, dar de ce? Dă un pic mie. Da, de ce? Să-ți dau 10 curăl pe spate ție. Că tu ai 40 de ani și n-ai citit un psalm în adunare și nu faci nimic în adunare. Mi-a spus, dacă mă pui să mă rog, eu plec acasă, să știi. Lasă-mă așa, că eu nu-s bun de nimic în adunare. Noi vrem copiii noștri să fie grozavi în adunare. Fraților, dincolo de vorbă, de educație, cred că exemplu personal și trăirea noastră va marca pe copii. Să ne dea Domnul pocăință, amin? Am și exemple negative, nu-mi place. Să vorbesc de Ribla, judecata de la Ribla, când împăratul Babilonului l-a dus pe Zedechia în lanțuri și înainte de a-i scoate ochii, i-a decapitat toți copiii pentru că o călca legământul. Și predica odată un frate, așa m-am mișcat, am memorat imaginea asta. Când spunea el, copiii ăștia s-au îndreptat către tatăl său. Erau legați cu lanțuri de aramă și au spus, tata, de ce trebuie să murim noi? Pentru cine tai nouă capul? Pentru ce suntem robi? Și tata spui, eu am călcat legământul. De aia voi muriți că eu am călcat legământul. Pocăiți de la bivolărie. Noi avem un legământ cu Dumnezeu făcut. Știi că în momentul când noi călcăm legământul cu Dumnezeu, s-ar putea să ni se piardă și copiii noștri? Eu aș dori ca Domnul să ne dea pocăință. Predica odată un frate la noi și iarăși am ținut predica asta în minte și așa m-a marcat într-un fel. Când într-o casă făcea cineva baie, un băiețel făcea baie și a văzut că are bubi pe el. Și s-a dus la mamă și a spus, mama, uite, am bubi, de ce am bubi?
Și mama s-a spus, du-te în marginea satului, caută-l pe tatu și întreabă-l. Și băiețelul s-a dus acolo și a întrebat, tata, dar eu de ce trebuie să am lepră, că n-am nicio vină? Și Chehazi îi spune, din cauza mea, că l-a venit Naaman la Elisei, prorocul, eu am fugit în urma lui și am spus minciuni. Și am spus că au venit doi fii a prorocilor și ne trebuie doi sați cu haine de schimb și un talam de argint și niște aur. Și la urmă Elisei a spus, lepra lui Naaman pe mine și pe copiii mei. Voi n-aveți nicio vină, eu sunt vinovat de lepra voastră. Oare ce era în mintea lui Chehazi? Ce era în inima lui Chehazi? Să-ți vezi băieții tăi leproși din cauza că ai dus tu acasă ce nu trebuia dus. Avem în Scriptură exemple pozitive și exemple negative. Eu aș dori ca acești trei tați, am înțeles că doi la primul copil, unul n-ai mai mult, nu vă cunosc foarte bine, fratele Cristi mi-a spus cine, de-aia am vrut să vin aici, aș dori ca voi să fiți modele. Amin? Și aceste mame la fel să fie modele demne de urmat. Și mai am o dorință, toți tații și toate mamele și toți părinții de aici să fie model pentru copiii lor. Amin? Al doilea gând care l-am legat ca și model, nu numai în ce privește învățătura și trăirea, dar în ce privește aspirațiile noastre. Eu am copii, copiii îmi învață bine. Încep să mă gândesc să dea la medicină, să dea la drept, să dea la informatică, să dea dincolo. Câți din părinții de la bivolărie postesc și se roagă ca ai lor copii să fie proroci și prorociți în adunare? Cât? Deci noi de multe ori ne raportăm la viața aceasta care oricum e trecătoare, așa o propovăduim și așa o și credem pe jumătate, dar când e vorba de viitorul copiilor noștri, de nepoții noștri, de clanul și de tot neamul nostru, vrem să-și înfigă rădăcinile aici în pământ, să aibă averii, să fie binecuvântați și până la urmă ăsta nu este un păcat. Dar prioritar în viața familiei și în viața copiilor noștri este relația lor cu Dumnezeu. Și încă o dată întreb, câți din noi postim, ne rugăm și cerem cu lacrimi, Doamne, fă-i pe copiii mei slujitori în adunare. Fă-i proroci, fă-i prorociță, fă-i cântăreți, fă-i predicator, să le pui Scriptura în mână, să le iei internetul de față și să spui, măi băieți, măi față, Dumnezeu are nevoie de tine. Zaharia avea aspirațiile acestea și tu vei fi prorocul celui prea înalt. Însă și îngerul spunea lui Zaharia, el va fi chemat mare înaintea lui Dumnezeu. Și Ioan Botezătorul a fost un om mare înaintea lui Dumnezeu și în final a fost un om mare înaintea oamenilor. Nu de mult vorbeam despre slujba lui Ioan Botezătorul și spuneam că Ioan a fost pregătit de Dumnezeu ca într-un fel să îndrepte inima părinților spre copii, inima copiilor spre părinți, ultima profeție din Vechiul Testament, că ultimul cuvânt din Vechiul Testament e cuvântul blestem. Ca nu cumva la venirea mea, spunea Domnul, să lovesc țara cu blestem. Când Hristos avea să se nască în lumea noastră, avea să vină Fiul lui Dumnezeu pe pământ, Dumnezeu a trimis înaintea sa un om. Și omul acesta era un glas. Un glas care striga. Uite și copilul ăsta are glas. Domnul să-l binecuvinteze. La noi era o binecuvântare de copii, vreo 10-12 copii. Și un predicator, așa ca mine, vorbă lungă, predica mult, mult, mult. Și un copil așa de tare plângea, eu nu eram însurat. Și îi spun la un frate lângă mine, un tenorist bun, avea 10 copii. Și îi spun, pe ăla îl luăm la tenor. Uite ce țipă de tare. Și fratele s-a dat de mână și spune, eu n-am pretenții la ăla să tacă, eu am pretenții la ăla să tacă. Arăta la amvon. Dacă-s pretenții lor, așa, încetăm imediat. Știu că la binecuvântările copii nu trebuie predici lungi. Dumnezeu a pregătit venirea lui Hristos în lume, trimițând înaintea lui un glas. Ioan Botezătorul a murit ca martir. Noi trăim în preajma celui mai mare eveniment. Revenirea în slava Domnului Iisus. Domnul nostru vine iarăși, fraților. Și Domnul, înainte de revenirea sa, are nevoie de glasul meu. Și are nevoie de glasul tău. Vom fi noi un glas în slujba lui Dumnezeu?
să ne ajute Domnul, amin? Și glasul acesta al lui Ioan Botezătorul, ce a făcut? În primul rând l-a prezentat pe Hristos ca mântuitorul lumii. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Fraților, nu ne dăm noi seama cât de subtil diavolul încearcă din ecuația mântuirii să scoată numele lui Iisus Hristos. Până la urmă îl acceptă alături de Mahomet, de Buddha, de Zoroastru, de alții, un profet oarecare de Brahman și alții mai noi, dar nu îl acceptă ca singurul mântuitor, ca pe Fiul lui Dumnezeu. Și învățătura asta, frații mei, încet, încet intră și în adunările noastre. Este clar că sărbătorile creștine au fost suprapuse peste cele păgâne ca să fie pace în tot Imperiul Roman. Că nimeni nu știe că Hristos a născut pe 25 decembrie, ba să dă ca dată sigur 17-19 aprilie, dar nu intrăm în dezbateri din astea. Eu predic de nașterea Mântuitorului și pe 25 decembrie, predic și în iunie, predic și în iulie, că scrie în Biblie, nu putem rupe foile din Biblie. Acum mai sunt o parte de frați care se duc în extrema cealaltă. Nici n-ai voie să citești de nașterea Domnului, nici n-ai voie să cânți de nașterea Domnului, dar în Biblie scrie de nașterea Domnului. Dar știți ce se întâmplă? Oamenii, diavolul, vor să-l scoată pe Domnul din ecuația mântuirii. Recent într-un oraș îmi povestea un frate, s-au dus niște tineri la primărie ca să ceară o autorizație pentru o manifestare culturală în aer linde, un concert de colinde. Ori omul care trebuia să autorizeze le-a spus, vă facem bucuros, dar să nu apară numele lui Iisus Hristos acolo. Vă facem colindați, făceți-vă, dar fără numele ăsta. Frații mei, încet dar sigur, sărbătorile noastre pierd în importanță. Avem sărbători și nu mai avem sărbătorit. Să înțelegem că Ioan Botezătorul l-a prezentat pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu care aduce mântuirea. Ce ai tu de făcut în bivolărie? Ce am eu de făcut? Același lucru. Să-L prezentăm și să povestim și să predicăm de mereu de Iisus Hristos. Doamne ajută-ne la aceasta. Ioan Botezătorul a prezentat în termeni foarte practici pocăința. El a început să predice, spune, pocăiți-vă. Și au venit oamenii neștiutori, dar ce înseamnă să fiu pocăit? Și au venit unul la el și a spus, uite ce înseamnă să fii pocăit. Cine are două haine să dea una celui care n-are și cu mâncarea fă la fel. Ce înseamnă să fii pocăit? Să ai compasiune, milă pentru celălalt, să dăruiești cu bucurie. Asta înseamnă pocăință. Au venit niște vameși și au spus, dar noi ce să facem ca să fim și noi pocăiți? Păi voi să nu luați mai mult decât cu dreptul, atâta. A fi pocăit înseamnă a fi corect. Asta înseamnă. Un om pocăit este un om corect. Au venit ostași și au spus, ce înseamnă să fii pocăit? Să nu stoarceți nimic cu sila și să vă mulțumiți cu lefurile voastre. În termeni foarte practici, pocăința înseamnă să fii un om mulțumitor, să fii un om corect și să fii un om milos. Doamne ajută-ne la aceasta! Ioan Botezătorul a vorbit despre judecata lui Dumnezeu. Când spunea că el are lopata în mână, curăță aria, aruncă pleava în foc, iar greul pune în grânare. Noi suntem în apropierea iminente venirea Domnului. Trebuie să spunem oameni, să o spunem răspicat, că Domnul nostru revine, fraților, și are nevoie de glasul meu și are nevoie de glasul tău să-L folosească Domnul. Amin? Zaharia a fost un model, nu numai în trăirea lui, în aspirațiile lui, dar și în puterea binecuvântării. E ultimul gând care l-am în predica mea. Zaharia a fost omul care a binecuvântat. Și aș dori ca noi, ca și părinți, să avem puterea binecuvântării. Când predicam altă dată de binecuvântare, spuneam că ea are niște surse, niște izvoare, niște canale prin care Domnul ne dă binecuvântarea. Unul din ele, arătat în Scriptură, este ascultarea. Deuteronom 28, dacă te-ai ascultat de Domnul Dumnezeul tău, iată binecuvântările cu care te va binecuvânta Domnul. Vrea cineva în viață să aibă parte de binecuvântare, trebuie să dea dovadă de ascultare de Dumnezeu. Amin? Amin. Părinții,
Dacă vor binecuvântare, trebuie să asculte de Dumnezeu. Copiii, dacă vor binecuvântare, să asculte de părinți și de adunare și de Domnul. Doamne, ajută-ne! Binecuvântarea se obține în urma rugăciunii. După ce Iacob a trecut într-o noapte vadorului Iabocului, ajunge în câmpiile Mahanaim să lupte o noapte întreagă cu cineva. Și când s-au ivit zorii, acel străin îi spunea, lasă-mă să plec, uite, apar zorii. Și Iacob îl prinde și mai tare și îi spune, nu te las să pleci până nu mă binecuvintez. Credeți că Iacob a făcut lupte greco-romane sau trântă românească? Nu. În Osea 12:4 spune Iacob s-a luptat cu Îngerul lui Dumnezeu, a plâns și s-a rugat de el. Binecuvântarea vine în urma rugăciunii. Și atunci când vrem binecuvântare, să venim cu rugăciune înaintea Domnului, Doamne ajută! Apoi în numer 6:23, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Este o binecuvântare prin zicere, prin vorbă. Și are mare putere vorba noastră. Credeți lucrul ăsta? Atenție, mame, atenție, tați! Că vorba care o spui tu se prinde. La mine am un vecin, a venit o dată la mine la garță, îmi spune, Dragoș, îmi întreb ceva. Spune-mă, ce s-a întâmplat? Măi, am o fată la liceu, stă în gazdă și nu prea vine acasă la lucru și o avem aha de mult de prășuit la forum și i-a spus lui frate su, la un băiatul meu, băi, cheamă pe sorta, dar cheamă așa ca să vină. Și frate su spune, las că știu eu cum s-o chem. Îi dă telefon și spune, tu, o spus tata să vii până la noi că îmi tăiet vaca, să iei niște carne, să ai ce mânca acolo în târg. Dar eu nu o să iei nicio vacă, nimica. Știți ce se întâmplă? Când fata asta peste câteva ori o mita acasă, măcelarul tăiasă vaca și acum împărțea carnea. S-a dus sora Ileana, vecina mea, să tragă băligarul și când vaca nu a mișcat așa cu piciorul, ei i-a dat cu lopata și o tăiat venele. Și o curs sânge, o chema doctorul și nu mai am ce face, trebuie sacrificată. Și acum mă întreabă vecinul meu, măi Dragoș, oare să aibă o legătură ce a spus băietul și cu asta? Zic, nu știu. Nu știu, tu ce spui? 1 Ioan 3:1 spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Dumnezeu ce a creat, a creat prin puterea cuvântului. La o scară infin mai mică, eu spun, da, dacă puterea cuvântului meu ca tată se împlinește. Nu suntem Dumnezei creatori, dar dacă vorba noastră se împlinește, fratele Octav a fost în America și vine un frate și spune, frate Octavian, să spun o vorbă. Acasă am fost doi băieți. Ni bătem, făceam lupte până curgea sânge de noi. O dată, de două ori, de 10 ori. Și o ieșit mama în brațe și a spus, băi, să dea Dumnezeu când creșteți mari, să vă duceți unul la un capul de pământ și unul la un capul, să nu vă mai întâlniți. Și omul ăsta plângea. Frate, sunt de 40 de ani în America, fratele meu este în Australia, de când ne-am despărțit, nu ne-am mai întâlnit. Oare vorba mamei să se împlinească, chiar? Ne-am căutat, când ne-am găsit telefoanele, ne-am mutat adresele, încercăm, ne-am dat întâlnire nu știu de câte ori, n-am mai reușit să ne întâlnim. Eu sunt în America, el în Australia. Și iarăși plângea om, că era un bătrân. Oare ce-a spus mama să se împlinească? Și eu vă spun, da, dacă se împlinește. Și în încheiere, mi-aduc aminte o învățătură a fratelui Vasile Iacoban. Spunea că la dânsul era acolo familie de rom, cu copii tare obraznici. Tăti cereașele prin grădinile mânca, tăti oul pe cuibarele lua și tăți oamenii se duceau acasă la mama și la tata și îi părâm. Și a spus o dată fratele Vasile, măi, m-a uitat că țiganga a luat un retiviu și fuge după copil ca să-l bată și îl băge cu rea din gură și îi spunea, de-ar dă Dumnezeu să te văd odată inginer și pe tine, de-ar dă Dumnezeu să te văd doctor, măi, odată să scăp de tine. Spune, măi, m-a uitat cât înțelepciune, nu-i spunea nimic rău. El bătea cu jordia și-l voia doctor și inginer. Mami de la bivolărie, câteodată copiii ne suferă, ne pierde răbdarea, uite, răhnesc și că nu trebuie să răhnească, îți bolnav că nu ne-ar place să fie bolnav. Nu spuneți o vorbă de rău, că binecuvântarea este și prin rostire.
tați de aici, v-au amărât copiii, nu v-au ascultat, au făcut câtișote, mă, nu-i blăstămați, nu-i trimiteți la cel rău, nu spuneți o vorbă de rău, căci gura noastră s-ar putea să rostească un blestem și să se împlinească. Pentru că binecuvântarea o dă Domnul așa prin niște canale, prin ascultare de El, prin rugăciune, dar și prin zicerea mamei și a tatălui. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin? Amin. Iar pruncul creștea în înțelepciune, în statură, să ne dea Domnul și lor o crește normală. Amin. Și în statură, și în înțelepciune, și copiii aceștia să fie folositori biserice, și să fie un drag pentru părinților. Amin.